Astăzi în țară cerul va fi variabil. La Briceni și la Soroca se așteaptă 20 de grade, iar la Bălți vor fi 22. La Orhei și la Tiraspol sunt prognozate 24, în timp ce la Leova, Comrat și Cahul maxima va fi de 25 de grade. Și în capitală cerul va fi variabil. Ziua se vor înregistra 24 de grade. În următoarele zile temperatura va ajunge până la 29 de grade, iar noaptea sunt anunțate între 9 și 14 grade Celsius. Astăzi, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Madrid sunt anunțate 23 de grade, iar la Paris 28. La Londra se vor înregistra 25 de grade, iar la Berlin cu unul mai puțin. La Roma se va încălzi până la 29 de grade. La Viena vor fi 23, iar la Praga 24. La Budapesta se așteaptă 25 de grade, iar la Belgrad 27. La Varșovia termometrele vor arăta 21 de grade. 24 sunt anunțate la București, iar la Atena 26. La Kiev cerul va fi senin și se va înregistra 20 de grade. La Moscova sunt prognozate 13 grade, iar la Ankara până la 26 de grade Celsius.